În conferința de presă susținută astăzi de deputatul Gheorghe Pecingină, acesta a expus două situații interesante pentru județul Gorj. Din nefericire, după cum a declarat deputatul PNL, una dintre situații nu este atât de rău pe cât ar trebui să fie. Este vorba de situația de la cariera Roșia, cea mai mare carieră minieră din țară. Situația este una ambiguă, surescitând interes atât la nivel local cât și la nivel național. Din punctul meu de vedere și... Mă repet, am făcut această conferință de presă pentru a face un apel la autoritățile locale, la factorii responsabili din județul Gorj, precum și la sindicate, să fie solidari cu compania, cu Complexul Energetic Oltenia, având mai multe forme de manifestare la dispoziție, printre care și cereri de intervenție în interesul companiei, pe care pot să le facă în acest dosar, pentru că, așa cum vă spuneam, această companie, în momentul de față, este axul principal al economiei gorjene. Orice sincopă pe care o să o avem la nivelul acestei companii afectează județul Gorj. Pecingină declară că nu a văzut acțiuni concrete privind situația carierei, doar speculații și atacuri politice. Din nefericire, nu am văzut decât speculații și atacuri politice, fie dintr-o parte, fie din alta. Nu am văzut acțiuni concrete, nici ale sindicatelor, nici ale factorilor locali și mă refer aici la cereri de intervenție. Am rămas siderat să văd că se vorbește despre această companie la nivel național, pe presa națională, vorbesc cu oameni care nu au nicio legătură cu județul Gorj, iar cei direct implicați, și mă refer aici la comunitățile locale, nu au fost întrebați, pentru că, așa cum bine știți, inclusiv comunitățile au fost de acord să strămute morții, să rămână cimitire neîngrijite, să fie strămutate sate pentru a avea un loc de muncă și a funcționa aceste cariere. Să fim serioși, niciodată nu au îndeplinit condițiile de mediu. Nu spun că nu trebuie să îndeplinim condițiile de mediu, dar în condițiile actuale, când este retehnologizarea în curs, să oprești cea mai performantă carieră a Complexului Energetic Oltenia pentru anumite condiții de mediu, mi se pare puțin ciudat și aș vrea ca comunitățile și fac un apel pe această cale să fie alături de companie în această perioadă și sindicatele, indiferent de pozițiile pe care le-au avut de-a lungul timpului, pentru că vizează în mod direct. Deputatul PNL a făcut o comparație cu statele membre ale Uniunii Europene care au anunțat pentru anul următor o creștere a producției de energie pe bază de cărbune. Dacă ne uităm la situația generală, toate statele din UE care produceau energie pe bază de cărbune au anunțat pentru anul viitor o creștere a producției de energie pe bază de cărbune. Inclusiv Cehia, unde știm că această celebră organizație Bankwatch își are sediu, a anunțat o creștere a producției pentru anul viitor. Ori mi se pare că în momentul de față, când CEU este în sistem cu 1000 de megawați, să oprești cariera, mi se pare și un atentat la siguranța energetică națională. Pe cald de consecință ar trebui să fim solidari cu toții și să sprijinim acțiunea companiei. Având în vedere perioada în care ne aflăm, Gheorghe Pecingină susține că acum, mai mult ca oricând, este momentul să fim solidari. Disputele politice sau de orice natură trebuie lăsate deoparte, altele fiind acum prioritățile. Cred că e unul dintre momentele în care trebuie să fim solidari și să lăsăm inclusiv disputele politice, să le lăsăm deoparte.